În nume exact acolo, încă mai avem aici în față. Haideți, încă 4 locuri, după ce ne așezăm. A rămas aseară la ideea purității. De fapt, acolo, în versetul 22 din 1 Timotei, capitolul 5, pe tine însuți păstrează-te curat, înseamnă păstrează-te curat din punct de vedere sexual. Ori, când vorbim despre sexualitate, ziceam aseară, lucrurile se complică. Pentru că suntem cu toții supuși acestui tir care vine din afară și din interior. Există o presiune a lumii și există o presiune a hormonilor. Asta vine din interior. Creștem. Ne dăm seama că noi creștem. Foarte mult în bisericile noastre s-a fentat, pot să spun așa, ideea de a vorbi deschis despre lucrurile acestea. Pentru că ni s-a părut că e subiect greu și rușinos. Există o vârstă la care tinerii întreabă, dar de ce nu am voie un anumit lucru? Și vârsta aceasta este o vârstă care de obicei se poate termina în păcat. Spunea Oscar Wilde, sunt biruitor peste toate lucrurile și pot rezista la orice în afara ispitei. Păi dacă nu poți rezista la ispită, ce folos să reziști la celelalte lucruri? Sau ce-ar mai rămânea de rezistat? Ce-ar mai fi de rezistat? Miezul a ceea ce spuneam aseară la sexualitate de dinainte de căsătorie este dată de faptul că există o presiune a lumea acestea, există o presiune interioară, spuneam, și există o presiune a fricii. De a nu cumva să nu întemeiem o familie. Fie că în seara asta, fie mâine dimineață, va trebui să vedem ce se întâmplă cu familia, cu acest pas pe care trebuie să-l facem. Va trebui să ne și rugăm, pentru că eu când vin aici, nu vin ca să mă întâlnesc cu sfinți în calendare, ci cu sfinți în devenire. Oameni care o parte au greșit și vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Nu vă mai puteți recupera virginitatea, dar vă puteți recupera mântuirea. Este o mare problemă ideea aceasta dacă omul mai poate să mai fie mântuit. Nu știu dacă există undeva o lipsă de șansă mai mare decât în bisericile evanghelice, când e vorba de mântuire. Într-un raport pe care îl citeam în urmă cu vreo 2 luni de zile în România, nu știu dacă știți, s-au făcut în ultimii 50 de ani 23 de milioane de avorturi, aproximativ. În ultimii 50 de ani, să nu cumva să credeți că avortul a fost liberalizat doar după Revoluție. Ci înainte, pe vremea lui Ceaușescu, avortul a fost liber într-o perioadă. După ce a fost închis, dar asta nu înseamnă că nu s-au făcut. 23 de milioane de români uciși. O populație mai mare decât populația României. O femeie care era prinsă în raportul acesta a făcut 35 de avorturi. 35 de oameni uciși. În Statele Unite ale Americii, la 2 oameni uciși, ești criminal în serie. În cele mai multe state din Statele Unite ale Americii, ești condamnat la moarte pentru ucidere în serie. Femeia aceasta a ucis 35 de oameni, nu 35 de copii, 35 de suflete, 35 de oameni. Biserica Ortodoxă îi dă canon pentru o asemenea lucru, 20 de ani lipsă de la spovedanie și la împărtășanie. Și acolo mai există o șansă. După 20 de ani Biserica Ortodoxă, la noi nu mai există. Și cei mai mulți când își pierd virginitatea, o mare parte dintre ei își pierd și mântuirea. Pentru că așa știu ei. Nu știu cum, tot am stat și m-am gândit cum ar fi mai bine. Nu o să puteți să stați de vorbă cu mine, deși v-ați anunțat ideea aceasta, nu o să puteți să stați de vorbă cu mine. Toți. Nu o să vă puteți mărturisi toți. Mă tot gândesc cum ar fi mai bine să o facem. M-am gândit că am putea folosi ziua de astăzi între slujbele biserice să scrieți. Promit că nici nu le citim. Le punem într-o pungă, după aceea le ard cu lideri de tineret al nostru. Nu le citim. Dar ar vrea să avem o pungă în care să ne punem toate mărturisirile în punga aceea,
Ca să vezi măcar curajul să spuneți ce vă pasă. Și vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să ducă eliberare. Amin. Dimineața când m-a rugat pentru dumneavoastră, am simțit o mână care mă încleștează la gât. Știu că vorbesc cu niște oameni care fac cel mai urât lucru de pe fața Pământului. Poate să vă povestesc cum e. Când te pocăiești, când te întorci la Dumnezeu din toată inima, ai în față trei posibilități. Prima posibilitate este aceasta de a spărea rău după aceea, de ce ai făcut. Mă, dar ce m-a putut să mă pocăiesc acum de tânăr? Sau, în sfârșit, nina știu la ce mă juc, nina știu cât e de greu turnul de făcut. Vechea viață revine, după aceea te aduci înapoi și bei berea sau fumezi țigara care ai fumat-o, în jurătura, filmele murdare care le-ai văzut și până la urmă te duci în lume definitiv, nu te mai interesează de frații tăi. Asta ar fi calea plecării direct. A doua cale este că ai păcătuit, pentru că pornim de la ideea că nu există unul dintre noi de aici, locul acesta, care după pocăință să nu fie păcătuit de o grămadă de ori. Anania și Safira, să pomenim dimineața aceasta, că au fost uciși pe o singură minciună. Păi dacă noi trebuia să fim uciși după minciună, niciunul nu mai eram aici. Așa este sau nu este așa? Bun. Deci înseamnă că Dumnezeu, permisivitatea lui Dumnezeu este mai mare, dar asta nu înseamnă să credeți că Dumnezeu nu mai este dreptate. Înseamnă că are mai o îndelungă răbdare cu noi, cu fiecare, pentru că eu consider că pe cei mai mulți ne consideră oameni fără minte. Indiferent cât de grozave și diplome credeți că avem, Dumnezeu zice, mă, ăsta nu știe, ăsta nu înțelege, ăsta nu poate pricepe. Și cum ați vrea dumneavoastră să înțelegeți că cerul putea să fie gol? Dumnezeu să luptă pentru fiecare suflet. Bun. Și omul acesta cade, neprihănitul ăsta cade, îi pare rău de ce-a făcut, se sperie. Și spune, măi, dar om sunt eu. Asta e pocăință. Se duce și se mărturisește automat, își plânge păcatul, se iartă mai târziu el decât Dumnezeu. Pentru că nu știu dacă există mai mare păcat decât acesta, că după ce ai făcut un păcat, să vii și să spui câte luni trebuie să stai sub disciplină. Așa nu o să fii mântuit niciodată. Prima dată trebuie să te ierți. Să te ierte Dumnezeu pe tine, să te ierți pe tine. Adică cum? Adică pocăință, dar și David a păcătuit. Să nu cumva să spuneți dumneavoastră că n-a plâns. Pentru că psalm pe care a scris David, nu știu care putem scrie dintre noi, așa cum l-ați urmat în păcat pe David, să-l urmați și în pocăință, amin? Amin. Pentru că nu pot să-mi dau seama cum v-ați bătut praful de pe genunchi și pe aceea a venit și a spus că Dumnezeu te-a iertat senin și poți să pleci de acolo. Dar dumneavoastră credeți că noi avem canon să spunem că pentru pornografie luați 6 luni, pentru furt luați 1 an de zile? Dumneavoastră credeți că avem canonul ăsta în care se spune cât e pentru un păcat? Păi pentru păcat, mă rog, puteți să stați 20 de ani dacă nu vă pocăiți. Și să fiți măcinați în malaxorul lui Dumnezeu și să nu vi se întâmple nimic, absolut, nicio propășire în față. Și omul acesta se sperie cu adevărat și spune, calea pe care o mă duc nu-i bună. Și omul acesta se pocăiește. Acestea sunt două cazuri, amândouă într-un fel, fericite. Fie că a plecat înapoi în lume și s-a făcut rece, fie că a rămas în casa lui Dumnezeu și a început înapoi să fie fierbinte. Dar există cea mai rea dintre toate acestea. A păcătuit. Și știi ce face? Își pune mască. O, zice Domnul în Apocalipsa, măcar dacă ai fi rece, măcar dacă ai fi la porci, când vorbim despre pilda fiului risipitor, în clipa în care el era alături și mânca alături cu porci, Dumnezeu considera starea lui mai bună decât starea celui de acasă. Pentru că cel de acasă era mai păcătos, întrucât adăugase păcatului și fariseismul. El stătea, se ruga cu taică să o cânta în biserică, mergea duminica la biserică, era botezat probabil, avea haine frumoase, dar când s-a întâlnit cu fratele său și l-a chemat sluga și a spus că e bucurie în casa lor, a zis, cum tată? La ăsta îi dai vițel care și-a petrecut viața și banii și-a prăvădit cu femeile desfrânate, dar de unde știa că și-a prăvădit banii cu femeile desfrânate? Cine a spus lui asta? Le avea în cap. Banii se pot pierde și la ruletă. Putea pierde banii oriunde. Nicăieri nu s-a spus că a pierdut banii cu femeile desfrânate. Dar l-a luat minte pe dinainte pe el, că el le avea în cap. Dacă el ar fi avut bani să fugă cu ei de acasă, el asta a fi făcut. Și el era acasă. El era sfântul nesfânt din casa tatălui. Ești căldicel, zice Domnul.
Ți-ai pus mască și am să te vărs din gura mea. Auzi să vină doctorul la tine și să îmbolnăvești doctorul. N-am mai auzit asta mai mult. Deci când te văd, zice Domnul, îmi vine să vomit. Am să te vărs din gura mea. Să îmbolnăvești medicul. Așa ceva nu mai există. Așa pacient să îmbolnăvească doctorul. Despre asta vorbim în dimineața aceasta. Trebuie să fim cinstiți. Foarte cinstiți, pentru că puritatea reflectă caracterul lui Dumnezeu. Când vorbim despre puritate, despre curăție, vorbim despre un Dumnezeu curat. Deci, Domnul, aduceți cortul la cortul întâlnirii materiale. Păi stop! Dacă avem lichean și îl facem de aur, ăla e gadol închinat doar Domnului, totul să fie curat. Materialul de care era făcut cortul întâlnirii, templul mai târziu, totul trebuia să fie pentru Domnul, pentru că totul era curat, pentru că ferice de cei cu inima curată, se spunea aseară, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Pentru că cine se va putea oare sui la muntele Domnului decât acela care are mâinile nevinovate și inima, spune Biblia, curată. Puritatea este o caracteristică a poporului Dumnezeu. Pentru că spune că pentru cel curat, totul este curat. Pentru cel necurat există și altă categorie de oameni, pentru ăștia totul este întinat și necurat. În momentul în care începi să iubești lumea, în momentul în care începi să te departe de cuvântul Dumnezeu, în momentul în care începi să te gândești cum ai putea oare ca să spui mască, să influențezi sau să, eu știu, să epatezi sau cel puțin să te ascunzi. Păi te ascunzi aici. Dumnezeu te vede. Și nu știu dacă ați băgat de seama, nu este greu să spui o minciună. Cel mai ușor lucru, e greu să o acoperi. Pentru că o minciună întotdeauna se acoperă cu o altă minciună. Și cu încă una și cu încă una. Deci, vorbim în această dimineață despre acest păcat al gândului. Pentru că există un păcat al gândului care intră prin ochi, de obicei. Păcatul acesta vizual. Păcatul care se face fără ca să mai avem de-a face, spunem noi, cu curvia, pentru că ziceam aseară, cu o grămadă dintre noi nu mai despărțim păcatele gândului și păcatele faptei. Deși spune Biblia că și pentru gând vom da socoteală. Ce a făcut Iisus Hristos? A îngreuiat cele 10 porunci. Le-a șters celelalte mii de porunci care erau în Sfânta Scriptură și a îngreuiat pe cele 10. Decalogul moral. Legile morale. Și a spus, ați auzit din vechime că zice, dacă săvârșește cineva adulter, e păcătos. Dar eu vă spun că și dacă cineva se gândește la asta, se gândește la asta. Ori canalul numărul 1 prin care astăzi intră păcatul în mintea tinerilor este pornografia. Pentru că pornografia nu este altceva decât traducerea cuvântului grecesc pornos, care înseamnă curvie, și grafein, care înseamnă scriere. Sau scriere redată. Sau reprezentarea prin mijloace video, prin fotografie, prin desen a corpului uman sau a actului sexual cu scopul de a stârni pofta sau libidoul din cel ce privește. Iubiților, primul lucru pe care trebuie să-l știți despre pornografie este că pornografia este o afacere. O afacere de 900 de 50 de miliarde anual de dolari. O afacere de 50 de miliarde de dolari anual. Numai anul trecut s-au vândut 900 de milioane de casete, aproape un miliard de casete pornografice. 2,5 miliarde de dolari profit doar de pe liniile erotice anul trecut. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că pornografia este o afacere, de aceea se promovează. Pornografia are de face în timpul acesta tranzitoriu cu internetul. Pentru că la început pornografia a avut de-a face cu revista, cu cartea. De la carte s-a dus pe internet și internetul la ora actuală nu este altceva decât, probabil în anii aceștia, decât tranziția. Pentru că astăzi e ajuns pe telefoanele mobile. Un părinte care își oprește copilul de la calculator, acum își dă seama de fapt că el nu mai poate să mai facă aproape nimic, pentru că cele mai multe terminale de telefoane mobile lucrează pe sistemul acesta. Deci nu mai avem dependență de calculator, calculatorul care e acasă. 4,5 milioane de site-uri pornografice. De site-uri. 500 de milioane de imagini
15% din numărul de site-uri, de fapt, de pe internet, de pe www, sunt pornografice. 2,5 miliarde de e-mail-uri pornografice se transmit în spam-uri pe zi. Mai accesată cuvântul sex, mai accesat sau adult, decât orice motor de căutare. Știți asta? Pe zi avem mai multe căutări de sex decât de Google. Și toată această lucrare se adresează în mod special părții masculine. Pentru că bărbatul este excitat vizual. Vizual. De aceea, în biserici se pune accentul, fără ca să se spună până la capăt, pe îmbrăcăminte. Am ajuns până acolo încât să fim, nu știu cum să spun, urâți decât spune că trebuie să vă îmbrăcați, fetele. De cum trebuie să vă îmbrăcați? Ziceam aseară că vai din acela prin care vine prilejul de păcătuire. Nu se dovedește altceva, și am spus-o întotdeauna, nu se dovedește altceva decât că suntem, că se zice, domnule, că suntem sălbatici. Nu e adevărat. Am fost în Africa, plantăm biserici acolo cu fundația noastră, ceea ce am văzut e faptul că, într-adevăr, cei care nu sunt creștini sunt dezbrăcați, pe-un pont acolo. Dar în momentul în care au ajuns Evanghelia la ei, primul lucru pe care face, fără să le spună nimeni, să îmbracă. Problema nu se pune de sălbăticie. Problema nu se pune nici măcar spiritual. Problema se pune de coeficientul de inteligență. Cu cât nivelul unui popor e mai prost, mai rău, cultural vorbind, cu atât scade necesitatea hainelor învelitoare. Cu cât poporul respectiv e mai fără cap. Deci, normal, când vezi o fată dezbrăcată pe stradă, automat știi că are coeficient de inteligență cât umanelist. Dacă vrei să vezi prostia umblând, te uiți acolo. În pornografie, femeia este privită ca o sclavă. Există o lipsă de respect uman care este vizibilă. Aceasta este, de fapt, pofta ochilor care duce în firea pământească, pentru că e formatoare de obicei. Și pornografia duce la dependență. O să vă dau câteva statistici făcute pe 1200 de tineri, de băieți și fete pentecostali sau creștini după Evanghelie, făcut de noi în urmă cu câteva luni de zile, aproape un an de zile, sunt 10 luni de zile de atunci. Din cei din bisericile noastre, dependent de pornografie, băieți 35% și culmea culmelor fete 11%. 35% dependent de pornografie, dar vom vedea mai târziu la autosatisfacere, numărul lor trece de 55%. Sau, cum spunea Vasile cel Mare, femeie n-am cunoscut, dar nici fecior nu mai sunt. Asta e paradoxul pornografiei. Femeie n-am cunoscut, dar nici fecior nu mai sunt. Pornografia, să știți că începe cu fluieratul după fete. Cu privitul înapoi. Pornografia nu începe niciodată cu monitorul. Pornografia începe cu ceva ce îți place pe stradă sau într-o revistă sau într-o reclamă. O poză, o povestioară, curiozitatea. Și există efecte devastatoare a pornografiei. Pentru că primul lucru care se întâmplă este că un om care e dependent de pornografie își distruge relația cu Dumnezeu. Omul ăla nu se mai poate ruga. Omul ăla nu se mai poate posti. Omul ăla nu mai poate cânta. Omul ăla nu se mai poate închina. Relația cu Dumnezeu e ruptă. De obicei își rupe relația cu familia, devine un tip singuratic. Își rupe relația cu prietenii. El nu mai are prieteni, nu mai are anturaj.
El în 5 minute, dacă are liber, el se duce acolo. Pentru că dependența de pornografie este mai puternică pentru mulți decât dependența de alcool. Pentru că știți ce e dureros? La alcool, puțin beau singuri. Întotdeauna cer pe cineva lângă tine ca să fie cheful mai mare. Pe când la pornografie trebuie să fii de unul singur. Ca să nu te vadă, să nu te vadă nimeni ceea ce faci. De asemenea, conflictul acesta dintre fantezie și realitate, pentru că este o fantezie puternică acolo, realitatea e cu totul altceva. Duce la invidie, duce la depresie, duce la mânie, duce la impulsivitate. Oamenii aceștia sunt impulsivi. Oamenii aceștia sunt răi, oamenii aceștia sunt pornografic, nici într-un caz nu pot fi egalate cu ceea ce se întâmplă acasă. Dar să nu uitați că acolo totul este minciună. Totul este făcut din copy-paste, totul este făcut în laborator, totul este făcut în așa fel încât unghiurile să fie favorabile. Iubiților, să nu uităm că pornografia aduce în spate un duh demonic. Haideți să facem puțin deosebirea între posesiunea demonică și păcatul de o seară. Păcatul de o seară l-ai făcut de o zi, de o clipă. Te-ai gândit că vrei să iei ceva. Ai furat un pix, l-ai și luat. Ți-a plăcut, nu-l găsești în librărie, l-ai luat. Ți-a părut rău că l-ai luat, ai plâns, ți-ai mărturisit păcatul și ai dus pixul înapoi. Dumnezeu te-a iertat. Sunt convins de asta. În momentul în care te-ai rugat, ai postit și a doua zi furi pixul înapoi, iar te rogi, iar postești, peste o săptămână iar mai furi oriceva, în clipa aceea poți să știi că deja este o influență demonică. Orice influență demonică, lanță satanei, începe cu un fir de ață subțire, pe care îl poți să-l rupi când vrei tu. Oricând putem rupe firul acela de ață. Numai că satana e meșter. Firul acela de ață se îngroasă în fiecare zi și formează un lanț de fier pe care nu mai poți rupe niciodată. Tu, abia atunci ai nevoie de ajutorul lui Iisus Hristos. Influențe demonice înseamnă lipsa somnului de noapte, frici, tot felul de apăsări, plâns fără motiv, legături, din ce în ce mai singur. De fapt, tot ce am considerat că e anormal după sexualitate și pornografie devine normal. Întrebări despre tot felul de sexualități deviante în familie. Există toate formele de sexualitate deviantă. Și din păcate câțiva dintre frații noștri cred că sunt normale lucrurile acestea. Se spune că lucrul acesta nu are influențe. 900 de mii de fete, aproape 1 milion de fete, rămân însărcinate în Statele Unite ale Americii. Anual, din cauza faptului că și-au început activitate sexuală pe la 12-13 ani. Sunt fete în România care nasc și la 11 ani. Probabil că le-ați văzut la televizor. Influențează mintea, comportamentul, bolnavi psihic îi avem din rândul celor care au fost dependenți de pornografie. Sinucigașii se colectează dintre cei dependenți de pornografie. De acolo se pornește în autosatisfacere despre care voi vorbi imediat, viol, crimă. După un raport din Statele Unite, din 2000, 87% dintre violatori sunt dependenți de pornografie. De asemenea, dintre cei condamnați pentru crimă, 50% aproape jumătate au făcut cunoștință cu pornografia. De criminali. Dispare instinctul. Ce-ar fi de făcut? Probabil că o să scrieți o parte dintre voi că ați dat click măcar o dată acolo. Pe mizeria aia. O parte dintre voi. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să evitați accesul la pornografie. Nu instalați programe. Nu spune cablu dacă poți.
Mutați-vă calculatorul în sufragerie. Cei care aveți copii acasă, nu le lăsați calculatorul în camera lor. Întotdeauna calculatorul trebuie să fie într-o zonă publică. Într-un loc în care se poate vedea. Există un program care este liber pe calculator, care se poate pune pe copiii până la copiii până la 12 ani, cam așa 12 ani zic eu, și nu îi lasă să intre acolo. Toate cuvintele care au de face cu pornografia, cu sexualitatea, blochează automat intrările lor pe acele site-uri. Este un program liber, dar ține până la 12 ani, că după 12 ani îl sparg. Schimbați-vă oamenii cu care vă petreceți timpul. Tovărășiile rele, nu vă înșelați, 1 Corinteni 15 cu 33, strică tovărășiile bune și obiceiurile bune. Umpleți-vă timpul foarte constructiv și mărturisiți-vă păcatul acesta. Vedeți, dumneavoastră, se vorbește mereu despre cum trebuie să spiritualizăm versetul. Câte predici ați auzit? Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o. Dumneavoastră, ce înțelegeți cu mâna aia dreaptă care trebuie să o tai? Spiritualizat așa, cum credeți că vine? Așa că e ceva spiritual. Vă spun că nu-i. Pur și simplu nu are nimic spiritual acolo. Dacă zice că mâna asta dreaptă te... Du-te doia jos că ea. Dacă ochiul ăsta, scoate-l. Nu e nimic spiritual acolo. Adică vrea să spună că, nu știu dacă există mai bizară situație decât toată ziua la păstor, hai să ne rugăm aici în față și tu tot acasă, tot cu cablu ești. Păi dar înainte de a te ia mâna, taie cablu. Taie-l mărunt, fă spaghetti, ne-l dă cu sos și mănâncă-l. Dacă nu poți altfel. Mereu vorbim despre ceea ce trebuie să facă Dumnezeu. Dar ceea ce trebuie să facem, noi nu facem. Apoi normal că ispită aici, ispită pe telefon, ispită în jurul nostru și parcă ne complace mânea. Și atunci iar cântăm și iar venim și ne prăvălim la pământ și iar spune că suntem păcătoși. Și vrem să facă Dumnezeu toate lucrurile acestea cu noi. Din toată Dumnezeu să spună, uite, bag în tine un duc de scârbă de pornografie. Nu există așa ceva. Nu există. Există lupte. Există partea ta, zice Domnul Iisus Hristos lui ucenicilor, dați piatra la Lazar la o parte, dați-o voi. Treaba mea e nu să dau pietre la o parte, treaba voastră să le dați la o parte. Treaba mea e să-l înviesc pe Lazar, amin? Amin. Eu nu pot lucra ce Duhul lui Dumnezeu în voi câtă vreme, voi nu v-ați făcut treaba voastră. Voi nu v-ați făcut, n-ați operat planul de care trebuia să-l facem. Dom'le, nu pot, nu pot să rezist la asta, jos cu el. Dar frate, nu poți să trăiesc fără calculatorul. Poți! Încearcă să vezi. Dumneavoastră știți că am vorbit în biserică despre dependență și le-am spus, uitați, hai să facem să facem ceva. Ceva ce o să credeți că, domnule, noi putem să trăim. Încercați să trăiți fără cafea o săptămână. Au încercat, au devenit nervos după 4 zile. Hai să facem un post de telefon. Tine o săptămână, punem, îl închidem și nu mai folosim niciun fel de telefonul mobil. Nu puteau. Stăteau nervoși. Căutau. Vorbeau cu mâna. Asta e dependență. Și Biblia zice, orice pune stăpânire pe voi, e păcat. E păcat. Fără calculator. Ia încearcă să iei la copilul tău de 10 ani calculatorul din mână, să vezi țipete, urlete, spasmofilie, limba scoasă afară din gură, bale. Ați înțeles ce am zis? Ce asta, mă, fraților? Ce asta? Nu e altceva decât o dependență cumplită. O dependență cumplită. Și sunt lucruri mărunte, ați fi zis. Dar sunt lucruri care ne afectează viitorul. Pentru că v-am spus că acestea au consecințe veșnice. L-ai pierdut pe Dumnezeu, s-ar putea să nu mai găsești niciodată. Să nu mai ai puterea să-L găsești, nu că n-ar fi acolo. Pornografia. Un clic. Distanță de păcat, de necaz, de durere, de amărăciune, te simți murdar, te simți gunoios, gunoioasă, vii și stai în biserică și zici din când în când ce caut eu în locul ăsta.
Pofta ochilor. De acolo se duce spre minte, spre minte care niciodată nu va putea prelucra toate aceste informații și nici să le arunci după aceea complet afară. E foarte greu. E foarte greu. Oameni cu care am lucrat, să spunem, 1996-1998. Din 98. Din 98 au trecut până astăzi vreo 13 ani. Iubiților, nici astăzi n-au scăpat de lucrul acesta. Deși n-au mai privit de 13 ani nici o revistă pornografică. De 13 ani, încă imaginele acelea, mai puțin de cei drept, rămân în cap. Nu e o durere. Nu e caz. 13 ani, să nu mai vezi nimic și totuși să-ți fi rămas aici, într-un folder. Pentru că aici nu merge ca la calculator. Și nici la calculator nu merge. Recyclă binul ăsta ca să-l delete totdeauna. Nu, mai rămâne acolo. Pentru că nu vă să credeți. Specialiștii scot din coșul noastră de gunoi. Cei care lucrează la noi la Cireșoare, la parte de internet, ne-au spus cât de puține calculatoare mai sunt curate astăzi. Ce frate, e jignitor ce se întâmplă. Noi instalăm toată ziua programe și zice, vin la noi sute de tineri pocăiți cu calculatoarele. E nenorocire. Deși și-au dat ștergere istoric, ștergere modului cookie și toate aceste lucruri, au încercat să facă curățenie, ele rămân acolo. Exact ca și Facebook. Nu putea șterge niciodată nimic. Când vorbesc despre autosatisfacere, este o problemă delicată pentru că, spuneam, despre ea se vorbește puțin. Vreau ca să vă citesc despre autosatisfacere definiția psihologului creștin Gary Collins. Spune acesta. Autosatisfacerea este excitarea proprie a organelor genitale până la punctul atingerii orgasmului. Raportul controversat, dacă mergeți pe calculator, veți vedea raportul lui Kinsey cu K-I-N-S-E-Y. Un raport, eu zic că nu-i chiar corect, nu multe lucruri, că ăsta n-a fost normal la cap. Dar a lucrat pe foarte mulți oameni. 93% dintre bărbați se autosatisfac, spunea raportul Kinsey, și 63% dintre femei. Ăsta e exagerat. Un alt raport mai conservator, 85% dintre bărbați și 55% dintre femei. 90% din ei în perioada liceului. Ea nu dispare autosatisfacerea semnificativ ci doar se reduce semnificativ după căsătorie. Când vorbesc despre autosatisfacere în lumea creștină, am găsit între frații și surorile mele trei poziții cu privire la autosatisfacere. Prima poziție. E corectă dacă nu duce la fantezii și dacă nu produce vinovăție. Ați auzit de ideea aceasta? E corect autosatisfacerea atât timp când nu duce la fantezii și nu produce vinovăție. O a doua poziție creștină cu privire la autosatisfacere este probabil greșită pentru că încalcă porunca curăției și împotriva firii. Adică există ejacularea prin somn ca supapă pentru asta și atunci spun că e probabil greșită. A treia poziție creștină este în mod sigur greșită și duce la iad. Deci astea sunt cele trei poziții în lumea creștină. Nu e greșită dacă nu e urmată de fantezie și și nu produce vinovăție. E probabil greșită pentru că încalcă porunca curăției și împotriva firii sau este în mod sigur greșită și duce la iad. Acum ar trebui să vedem care sunt cauzele autosatisfacerii. Și prima cauză a autosatisfacerii este transformarea fiziologică. Trăim într-o viață în care creștem. Nu știu dacă băgați de seama asta. O parte firească este a procesului de creștere. Lucrul acesta. Pentru că pentru băieți apare misiile nocturne. Și atunci automat ne dăm seama că ceva nu este în regulă cu noi. Că noi am crescut. De asemenea, există o perspectivă needucată asupra sexualității. De acolo intervine autosatisfacerea la aproape 70% dintre tinerii chestionați de noi. Ca să vă spun cum e cu asta. Copilul este mic și curios. Și atunci, în momentul în care vrea ca să spună părinților ceva,
și duce mâna înspre, că e băiat, că e fată, duce mâna înspre organele genitale, de obicei primește o palmă. Și atunci spune, nu pune mâna acolo că e ceva rușinos. Dintr-o dată se crește cu complexul acesta al Evei. I-a spus Domnul Dumnezeu în felul următor. Eva, toți copacii ăștia sunt buni de mâncat, ai voie să mănânci, numai din copacul ăla n-ai voie să mănânci. De nu-i spunea Dumnezeu, nimeni nu se apropie de el. Exact sindromul prizei. Ai copil acasă, nu te duci la priză, acolo mori. Nu aveți, dintr-o dată, cel mai important loc pentru el e capacul ăla de plastic cu două găuri. Pentru că intervine ceva. Nu intra în camera aia, că nu-i voie. De fapt, în camera aia nu-i nimic. Dar așa, încercați să vedeți complexul camerei închise. E bine, în momentul în care părinții fac treaba asta, automat introduc ideea de curiozitate în mintea noastră, oare ce ar putea să fie în trupul nostru? Sexualitatea este murdară. Zice, nu ți-e rușine. Automat trebuie să te gândești că ceva e rușinos în tine. Și ideea este că sexualitatea, și așa creștem, că este ceva murdar. Nu mai vorbim că strada asta ne învață, înjurăturile, toate celelalte lucruri. Ei bine, când vorbim despre autosatisfacere, băieții cu care stau de vorbă sunt foarte frământați, nu datorită păcatului în sine, ci datorită consecințelor păcatului și nici măcar alte spirituale. Pastore, o să vorbesc? Cineva le-a spus că cel care se autosatisface vorbește până la urmă. Să rămână fără ochi. Păi nu, că vorbește acum. Deci n-ai ce să mă vorbești. Vorbesc despre impotență. Vorbesc despre nebunie. Vorbesc despre căderea părului. O să rămân chel de tânăr. E posibil dacă să amem pe taică toți. Nu? Pe bunici sau pe cineva, neapărat. Dacă vrei să știi cum a arătat soția ta peste 20 de ani, acum când e tânără și încă prietena ta, uită-te la maică-sa. Dacă îți place ce vezi... Exact. Aceea nu îți trage părul de pe cap, să nu zic că nu s-a spus. Adică niciun medic nu spune, nu vorbește nici de impotență în cazul autosatisfacerii, nici de orbire, nici de căderea părului, nici de ejaculări precoce, nici de nebunie. Toate acestea sunt probabil ale Bisericii Romano-Catolice. Deci ea are probleme cu asta. Dar o să vă spun și de ce are probleme Biserica Romano-Catolică cu lucrul ăsta, da? Primul efect mare al autosatisfacerii este sentimentul de vinovăție. 3432 de adulți, 50% dintre ei s-au simțit vinovați pentru ce au făcut. De asemenea, există un alt efect al autosatisfacerii, care este obsesia și legăturile spirituale. Adică, obsesia, te gândești toată ziua acolo, la locul acela. De asemenea, o imagine neadecvată cu privire la sine, atât la școală cât și acasă, ducând la singurătate și egoism, de obicei. Sunt, spuneam, ca și clienții, pentru că cei din pornografie se duc înspre autosatisfacere. Pentru că pornografia nu face altceva decât să ajute acest proces la autosatisfacere. Ați băgat de seamă cum am gândit. Au gândit, au văzut, și-au dorit, și-au făcut. Când vorbesc despre Biserica Romano-Catolică, Biserica Romano-Catolică spune că e păcătos întrucât duce la lipsa procreierii. Duce, nu se mai fac copii. Vreau să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre autosatisfacere. Și trebuie să înțelegem niște lucruri clare. Biblia nu vorbește despre ea explicit, pentru că sunt lucruri în Biblie despre care nu se vorbește explicit, în care nu există legi clare ale lui Dumnezeu. Cum ar fi poligamia? Nu este o chestie explicită.
Ci eventual ne putem gândi că Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva, nu pe Adam, pe Eva, pe Ioana și pe Alexandru. Deci putem gândi așa. În vechiul, în Noul Testament se spune că nu poate să fie prezbiter cel ce are mai multe femei. Am fost în țări care era poligamia în floare, am stat de vorbă cu păstori care erau acolo și spunea, frate, când are 3 soții și cu fiecare are 3 copii, când i-ai dus, papa zice să rămână în starea în care ai găsit. Nu o să poți să arunci 2 femei cu 6 copii să rămână cu o femeie cu 3 copii. Noi, în România, este clar că trăim într-o societate monogamă, nu poligamă. Un bărbat și o femeie, putem spune, biblică. Deci Biblia nu vorbește explicit despre autosatisfacere. De ce? E simplu, logic. De ce nu vorbește Biblia despre autosatisfacere? La ce vârstă se căsătoreau tinerii atunci, în vremea Bibliei? La 12 ani. Nu era nevoie de păcatul acesta atunci, acolo. De ce nu vorbește Biblia atât despre cum să-ți găsești un partener de căsătorie? Că atunci era simplu. Maică-ta și taică-ta alegeam în tine. Numai te trezeai căsătorit. Te chemau de afară, hai de la joacă! Hai că te însori! Adevărul că asta nici nu e rău. Îmi spunea o fată tânără și frumoasă și foarte deșteaptă. Zice, pastore, zice, după 2 rateuri în prietenie m-am dus și am spus tatălui meu, tată, tu ai câștigat o grămadă de bani, ești un om deștept. Zice, te rog să-mi găsești-o acum. Au ajuns iară pe mâna părinților și m-am bucurat. Că măcar au recunoscut treaba asta. Măcar. Scriptura nu zice, spuneam nimic, pentru că tinerii se căsătoresc la 12 ani, iar ceea ce este ciudat este că primul ciclu la fete era la 18 ani. Știți asta? Deci se căsătoreau înainte cu vreo 5 ani de a avea primul ciclu menstrual. Dar trebuie să vedem, dă-mi, Dorin, te rog frumos, Biblia ta. A mea a rămas în aeroport. Atât am fost de pasionat de subiect, că haideți, mergeți cu mine puțin să vedem ce se întâmplă cu marele verset al nostru din Deuteronom, capitolul, din Geneza, versetul 38. Mergeți cu mine în Geneza 38 să rezolvăm și problema asta acum. Că asta pentru noi e o mare problemă, pentru familiile tinere mai ales. Da. Citim cu toții 38-70, Geneza 38-70, da? Întâiul născut al lui Iuda era rău înaintea Domnului și Domnul ce-a făcut cu el? Cu el? L-a omorât. Geneza 38 de la 7. În Vechiul Testament. Atunci Iuda a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-ți-o de nevastă ca și cumnat și ridică sămânță fratelui tău. Da? Până aceea ați înțeles ideea. Mergem mai departe. Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său ca să nu dea sămânță fratelui său. Ce făcea el? N-a plăcut Domnului care l-a omorât și pe el. Amin. Cum îl chema pe omul acesta? Onan. Ați auzit de o greșeală fantastică a Bisericii Romano-Catolice perpetuată și în România în care autosatisfacerea sau masturbarea poartă numele de onanie? Greșeală, greșeală, greșeală. Pentru că ideea este, frate, uite că scrie în Biblie despre autosatisfacere. Onan și Dumnezeu l-a omorât. Mă, vă omorâ și pe mine. Fals. Aici nu scrie despre onanie. Aici nu vorbește despre autosatisfacere. Onanie este cu totul altceva. De ce l-a omorât Dumnezeu pe Onan? Pentru că aici n-a fost autosatisfacerea. Aici a fost o metodă anticoncepțională într-un fel. Uitați-vă, vă rog frumos cu mine, în Deuteronom, capitolul 25, versetul 6. Da? Mergem mai departe ca să vedem de ce l-a omorât Dumnezeu pe Onan. Citim cu 5, ca să înțelegeți. Legea leviratului se numește asta. Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca și cumnat. Iar întâiul născut
pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poartă numele, pentru că numele acesta să nu fie șters din Israel. Să nu cumva să se piardă vreo familie din Israel. Și acum ascultați traducerea acestui verset. Onan și cu Er erau doi frați. Tatăl lor era, avea o avere. Er s-a căsătorit cu o femeie, Er a murit. După lege, Onan trebuia să se căsătorească după legea leviratului cu sora, cu soția fratului său. Și primul copil nu era copilul. Atenți cu privire la necurăția aceasta. Cea mai rapidă formă de curățire până seara. Deuteronom 29:10. Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat din pricina unei întâmplări, zice Biblia, întâmplări, din timpul nopții, înseamnă că e inevitabilă. Întâmplare. Asta nu o rezolvi tu. Același lucru vreau să vă spun și despre autosatisfacere. Că acum încheiem toată ideea aceasta. Deci 55% dintre tinerii, băieții din bisericile evanghelice din România și aproape, spuneam, 30%, cel puțin o dată, experiență 11%, dar 30% au avut măcar o dată dintre fete. Nu vorbesc despre lucruri care nu sunt. Bun, dar haideți să vedem despre ce vorbim acum. Același lucru, să știți că este și la autosatisfacere. Ea nu e păcătoasă prin ea însuși, ci prin pofta pe care o induce. Pentru că aici se induce poftă care are de-a face cu pornografia, cu internetul murdar, cu reviste, obsesie, legare demonică și toate celelalte lucruri. Biblia spune că sexualitatea greșită începe cu gândul. Cu gândul. Nu putem să spunem din Biblie, nici că Biblia face din autosatisfacere o condamnare clară și mortală a acestei boli, dar nici că o acceptă Sfânta Scriptură, ci spune așa. Ea este parte a sexualității greșite. A sexualității greșite. Nici unul dintre cei care s-au autosatisfăcut, băiat sau fată, din cei intervievați de noi, nici unul nu a fost să nu aibă sentimente de vinovăție. Toți dintre ei au spus că n-au încredințarea că ceea ce au făcut este un lucru bun. Și Biblia zice că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Toți s-au simțit murdari, toți s-au simțit păcătoși, le-au scăzut rugăciunea, le-a scăzut bucuria, le-a scăzut o grămadă de lucruri. Ce se poate face aici când vorbim despre pornografie și autosatisfacere? Există două direcții de luptă. Deci, în primul rând, trebuie să te lupți. Nu fatalismul ăsta, frate, n-am ce să fac. Înseamnă că Dumnezeu m-a rânduit să mă duc spre iad. Înseamnă că Dumnezeu nu mai pasă de mine. Înseamnă că, de fapt, eu scăzut, nu mă mai pot nici ridica și nu mai rău să mă ridic. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este lupta spirituală. Și lupta spirituală se clădește pe această mărturisire a păcatului, pe această spovedanie. Pentru că va trebui obligatoriu între noi să învățăm și dacă nu o să învățăm în seara asta, mâine dimineață, 100%, cum trebuie să ne mărturisim păcatul. Deci este o formă obligatorie de luptă spirituală. Face parte din disciplinile spirituale, disciplina mărturisirii păcatului. Va trebui ca să înțelegeți că Iacov 5:10 spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Al doilea lucru care trebuie să-l faceți este rugăciune. Să vă rugați pentru păcatul acesta. Nu este un păcat ușor, este un păcat greu pentru că induce ideea legării. Va trebui să vă mărturisiți păcatul, va trebui să vă legați prin rugăciune, va trebui ca să vă obișnuiți cu această mortificare a trupului care se numește postul. Întotdeauna păcatele sexuale au de-a face și cu om care a mâncat prea bine. Scurt. Puțin sunt aceia care au poftă de prostii când sunt nemâncați. Ăștia mai mult au de-a face cu frigiderul. Va trebui să învățați să postiți. Există o carte pe care am scos-o în urmă cu câteva luni de zile și care este aproape cu tirajul terminat, epuizat, se numește Disciplinele Spirituale. 11 sau 12 discipline pe care fiecare dintre tinerii voștri de aici trebuie să le practice, pentru că numai așa scapă de rău, de satana. Dacă vor avea o viață disciplinată, rugăciune, post, mărturisire și să bateți un pui
Ce înseamnă baterea cuiului? E foarte important, la pocăit să nu se bate cuiul ăsta. Spuneți, 15 septembrie, din 15 septembrie bat un cui, eu de pornografie, eu de autosatisfacere, eu de viața asta lumească, eu de bancurile alea, eu de, eu știu, de kebab, eu nu mă mai ating. Deci faceți ceva ce știți că vă afectează viața, dar haideți cuiul ăla, din 15 septembrie sau din 1 iunie, să spuneți data aceea. Frate, când o să te lași? Cum spunea Augustin? Doamne, schimbă-mă, nu chiar acum ea. Ne lasă-mă pe o nouă săptămână. Ne văd eu. Am o strânără. Trebuie să bateți cuiul, să spuneți data aceea și să o anunțați în biserică. Eu așa am învățat tinerii noștri. Ei vin în față și spun, fraților, vă rog frumos să vă rugați pentru mine, că de apoi mâine am luat o hotărâre și o făgăduință sfântă înaintea lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru că începând de apoi mâine nu mai vreau să mai păcătuiesc cu păcatul pe care l-am. Scurt. E greu asta. Dar în momentul respectiv, când știi că o grămadă de oameni sunt alături de tine în lupta pe care o duci, e un lucru fantastic. N-ați băgat de seamă că la noi mărturisirea înseamnă două degete și e-mail? Păi dacă nu vezi ochiul omului, ce mărturisirea ce? Dumneavoastră credeți că mărturisirea are de face, veți vedea, numai cu ascultatul, nu și cu lupta? Sau cum credeți că vă rezolvați problemele în două luni de zile? În două săptămâni de zile? Astea sunt spirituale. Baterea cuiului, postul, rugăciunea, mărturisirea. Trebuie să fie și ceva fizic după aceea. Asta e partea voastră, tot partea voastră. Că Dumnezeu va ierta. Și fizic, o viață ocupată, spuneam aseară, cu activități ce te țin departe de toate lucrurile acestea. Pe câtă vreme, după ce vii de la servici, abia ajungi târându-te de până în pat, nu mai chiar de prostie. Deci să nu mai poți să mai mergi nici în picioare de la ușă până la pat, numai pe burtă. Dacă stai, te uiți, n-ai probleme, frământări, gânduri, îți vin. Frate, înseamnă am păcătuit, păi înseamnă că ai avut vreme. La băieți și la fete același lucru. Așa cum am recomandat tinerilor noștri ca să aibă părinților, să aibă calculatorul în sufragerie, așa am recomandat ca să nu mai aibă cadă de baie. Renunțați la cadă de baie. Mai ales băieții, rapid, duși, ieșiți afară din baie. Orice întârziere în baie duce la greșeală. Orice întârziere în baie. Fericiți familiile cu mulți copii care stau toți șapte la rând la baie și bat cu pumnii. Ieși de acolo! Eu când aud, avem frate, patru copii, patru dormitoare și patru băi mă înfior. Cum, ce ți-ar trebui mai în necaz? Patru dormitoare, patru băi, patru calculatoare. În fiecare. Renunțați la internet pe telefon, renunțați la internetul din cameră. Asta e un lucru foarte important. Nu vă opriți în ciuda eșecurilor, veți eșua. O dată, de două ori, de cinci ori veți eșua. De șapte ori. Veți eșua, dar va trebui să o duceți, să o luați de la capăt. Nu te da bătut niciodată. Într-o zi vei reuși. Iată o deviză biblică și să nu uiți că trebuie să spui mereu în Biblie, din Biblie, pot tot un Hristos care mă întărește. Amin. Haideți să vă spun o șmecherie. Acasă la dumneavoastră, în cameră, sunt o grămadă de versete biblice pe care trebuie să vi le scrieți pe hârtii mari și să lipiți pe pereți. Dar numai acele versete extraordinar de mobilizatoare. Voi nu puteți spune acolo care cel din tâi păcătos sunt eu. Ăla nu e un verset grozav. Asta o știe Dumnezeu. Trebuie să vă luați devize cum ar fi. Pot tot un Hristos care mă întărește. Să-L vedeți în fiecare zi. Nu voi muri și voi trăi și voi povesti lucrurile Domnului. Sunt biruitor împreună cu Iisus Hristos. Cel ce a început această lucrare în mine, o va și sfârși eu. Sute de versete biblice pe care să le aveți în cameră, învățați să trăiți optimist, să gândiți optimist și pozitiv. Spuneți, voi reuși, în numele lui Iisus Hristos, voi reuși, voi putea. Amin. Dumnezeu nu mă va lăsa de rușinea diavolului să-și bată joc satanul în mine. M-am vorbit în această dimineață despre subiecte mai greu de abordat. Dar sunt subiecte care au de-a face cu poporul lui Dumnezeu. Satana e suficient dacă toarnă în paharul vieții noastre o picătură de mizerie, nu mai poți bea conținutul. Și ăsta este gândul lui, să facă în așa fel încât
fiecare dintre noi să ne simțim murdari, să ne simțim neputincioși, să ne simțim slabi. V-am vorbit despre ce înseamnă sexualitatea înainte de căsătorie, când v-am spus să nu credeți băieții care plâng. Indiferent că veți rămâne singure, dacă prețul este ca să pierdeți, că de fapt, hai să fim cinstiți, știți ce aveți în față? Două cununi. Corona lui Hristos și corona de mireasă. Din păcate, multe fete au făcut schimb, au dat corona lui Hristos cu corona de mireasă. Acum nu sunt fericit. Pentru că în momentul în care l-ai părăsit pe Hristos, e suficient de mare blestemul chiar din ziua căsătoriei. Asta este clar. Ați ajuns în starea aceasta în care veți gândi oarecât ce ar trebui să fac. Nici într-un caz te lepezi de Hristos pentru căsătorie. Ce vor face celelalte, o fată jumate, aproape, două fete care n-au băieți? Pentru că acum o să vă spun cinstit, aici în diaspora nu sunt probleme. Pentru că sunteți aproape jumate-jumate. Dar în România deja în biserică se vede pregnant. Ca la crucea lui Hristos. Trei femei și un bărbat. Ca la crucea lui Iisus Hristos. Acum, matematic vorbind, ce vor face două dintre ele, sau una și jumătate, pentru că așa ar fi, că nu se pot mărita. Ascultați-mă. Nu e un preț prea mare pentru cer. Nici măcar ăsta. Nici dacă ar fi aceasta, pentru că vom vorbi de seară să vedem oare cât de îngrozitor ar fi chiar rămânerea necăsătorită sau necăsătorită. Dacă ajuns până acolo cât obsesia căsătoriei cu orice preț să ne ducă la păcate cu orice preț, cu prețul morții și vieții noastre veșnice, în iad, în chin, nu merită. Nu merită. Nu merită. Fericirea o găsești lângă Dumnezeu. Amin. Îmi vei spune ce să faci pentru că ai coș. Acum, eu o să spun iar cinstit, nicăieri în Biblie nu zice că... Eu zic să renunțați la carne. Nu mai mâncați atât salată. Cinstit. Nici carne n-a salată pentru că foarte multe proteine fac să-ți explodeze și coșii pe față. Ia mai încearcă puțin și verdețuri. Du-te pe la Biserica Adventistă și încearcă meniul de acolo. Voi aveți pentru toate soluții. Frate, din cauza aia în coș. Jumătate dintre medici spun treaba asta că e datorită unei diete foarte proaste. Datorită lipsei de mișcare, datorită la o grămadă de chestii. Munciți. Luptați-vă, zbateți-vă. Gândiți creator. Faceți ceva. Mărturisiți-vă păcatul acesta. Lăsați-vă de el. Vă duce la o grămadă de neplăceri în viață. Oameni care nici astăzi nu pot să stea lângă noi, nu pot ca să se bucure pentru că sunt triști. Pentru că au păcătuit. Și Satan are grijă mereu să le aducă zilnică în gunoi. Ce spuneți? Încercăm de seară rugăciunea de eliberare cu aceste bilete pe care să le scriem de mărturisire. Am clienți pe de seară. Așa mi-a spus Dumnezeu să spun. Cine vrea, aduce un biletul să trimit. Face colectă de seară, nu știți, liderii. Să mai faceți? Nu, asta nu se spune, că nu mai veniți, mă. Când de seară, când o să vin și vin eu, mă duc cu pungă pe la voi, nu? Mă duc și iau punga aceasta și vreau să ne rugăm. Vreau să scrieți tot ce simțiți cu privire la viața dumneavoastră, în timpul ăsta. Aveți dreptul să plângeți peste hârtia aceea. Aveți dreptul ca să... Ar vrea ca să ne rugăm pentru problemele acestea două, astăzi și pentru cea de seară. De seară ne rugăm pentru viața noastră de pocăință. Haideți să ne ridicăm în picioare.